Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Joculețul ăla cu pădurea. După cum vedeți, suntem din nou în pădure și am ceva să vă arăt aici. Am descoperit unde este bărlogul bestiei, așa că nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să ne apucăm de plasat chestiile astea, pentru că deja cred că începe să se facă noapte și știți voi ce se întâmplă când vine noaptea, corect? Așa că vreau să văd cine a apăsat deja pe butonașul ăla de like. Apreciez foarte mult dacă deja ați făcut acest lucru și vreau să știți că sunteți cei mai tare abonați. Bineînțeles că o să trebuiască să punem aceste trapuri peste tot și trapurile în jocul ăsta nu sunt chiar atât de bune prin simplu fapt că nu le vezi. Așa că am să le pun în mare parte prin bază și dacă e să vină cumva, sper să vină aici și să izbească de ele. Dar pentru moment, cred că e ok, hai să punem o cameră să vedem. Am să pun o cameră aici pentru că s-ar putea să plec de acasă și pun o cameră să văd exact. Uite, o să vadă ceva de genul ăsta și dacă eu sunt plecat de acasă, o să fie ok camera respectivă. Și hai să mergem să vă arăt unde este bârlogul bestiei. Băi, și ce am descoperit acolo m-a șocat așa puțin, așa că da, este nu vreau să vă stric așa surpriza, o să vedeți. O să vedeți în curând. Problema e că se noptează. Și da, am lanternă. Ok, am lanternă la mine în caz că e prea întuneric, dar în pădurea asta se întâmplă chestii stranii. Adică mi s-a întâmplat odată, pur și simplu să-mi apar un parc de distracții random în pădure. Nici măcar nu glumesc. Dar chestia e un eveniment random care se poate întâmpla sau nu se poate întâmpla. N-ai de unde să știi niciodată dacă o să ți se întâmple ție sau nu. Văd că aici este o căprioară. Încerc să trag în ea, dar este că am găsit și un chest. One trap added. Deci avem un trap nou. Eu trag în căprioara asta și nici măcar nu-i pasă sau ce? Alo? Ok, ok. Am niște carne de aici. Bă, perfect. Două bucăți de carne. Exact ce-mi trebuia pentru bestiuța noastră. Da, îmi place foarte mult joculețul. A fost updatat. Avea niște bug-uri destul de mari. A fost updatat. Au rezolvat din bug-uri și văd că chiar se ocupă de el. Ceea ce nu face decât să mă bucure. Acum depinde dacă o să se ocupe în continuare de el. Rămâne de văzut. Dar, găsesc chesturi în ranul ăsta destul de multe. Încă o cameră. Hai să punem și noi... Hai să punem o cameră chiar în zona aceasta. Trapuri nu vreau să pun pe aici pentru că dacă ies să calc pe ele din greșeală, că nu le vezi, vă dați și voi seama. Aș încerca mai degrabă să pun un trap în momentul în care vine bestia lângă mine și să încerc să-l prind în trap exact când vine. Dar nu știu ce să zic, arată destul de creepy zona asta așa. Dar în momentul în care se face așa mai portocaliu pe afară, atunci e momentul în care se noptează. Este ora spre 6. Deci nu e chiar noapte, dar totuși ar trebui să mai prindem niște lumină. Bun, dacă vrei să ajungi în cave-ul acela, să-mi aprind eu lanterna deja, pentru că deja nu prea să mai vedem mare lucru. Trebuie să te urci pe aici. Saca, dintr-o dată s-a făcut lumină mai multă, nu știu de ce. Iar aici este cave-ul. Vedeți, este foarte, foarte ascuns, dar este bârlogul lui. Aici aș face veacul, aici doarme. Ia uitați-vă cum arată. Nu știu exact dacă ar fi de bună să stai aici pe timp de noapte. Nu știu dacă are de gând să se întoarcă aici, dar știi ce? Am să pun o cameră fix la intrare. Zac. Și ia uitați-vă cum arată zona asta, frate. În afară de faptul că arată super, super mega creepy, e o față acolo, voi vedeți? Ce-i cu fața aia? De ce este această față aici? N-am înnebunit, nu? Adică chiar e și eu au o baltă mizerabilă și e o față de om. E față de om sau mi se pare mie? Așa că am călcat în apa asta mizerabilă. Nu știu ce să zic. Mie mi se pare că e o față de om. Deci, habar n-am de ce ar fi asta aici, având în vedere că este bârlogul bestiei. M-am mai uitat după niște detalii și chestii. Bă, sper că n-ai de gând să vin cu acest după mine, nu? Cam de pe la ora 7 începe să vină. Deci, cred că ar trebui să ne întoarcem spre casă. Pentru că acum mai nou. Înainte, când am încercat eu jocul ăsta, nu puteai să mori, aparent. Dar developerul a adăugat acum modalitatea sau posibilitatea de a muri, dacă te prinde bestia. Și da, n-aș vrea să mor. Dar dacă e să mor, asta e. Măcar am încercat să vă arăt niște chestii noi. Mamă, dar arată, e super, super creepy zona. E super mega creepy, hai să ne întoarcem. Ia să trag un foc de avertizare. E acolo, uite-l!
E oare? Sau, nu, e altceva. Băi, băi, băi! Alo? A, nu e bine. Îmi bate inima rău de tot, de ce? Dintr-o dată. Mă, ce e chestia aia roșie? Că de obicei erau ochii lui roșii. O secundă. Mă îndrept spre ea. Oh my god, a început să-mi lase semne. A început să-mi lase semne. Ce semn e ăsta? Oh my god, nu e bine deloc. Bun, hai să vedem dacă reușim să ne mai și întoarcem acasă, zic. Ar fi o idee bună. Pentru că... A, și odată când mă jucam, efectiv mi-a făcut toată casa să dispară. Mi s-a întâmplat chestia asta, deci... Nu știu, are niște puteri pe care le poate folosi random. Și de fiecare dată când te joci o să fie diferit. Deci asta nu știu ce o să se întâmple. Problema acum e că... L-am auzit în momentul în care am tras în spate. Ia să mai trag un foc de avertizare. Îl aud când trag cu arma, de ce? E ciudat, nu vi se pare ciudat? De ce l-aud în momentul în care trag cu arma? E creepy rău de tot, frate. Încerc să văd ochii lui roșii, pentru că data trecută, dacă mai țineți voi minte, l-am văzut după ochii roșii. Se ascundea cu ochii roșii prin boscheți. Și abia aștepta să sară pe mine, să mă mănânce. De data asta... Nu-l văd, deși caracterul meu este super mega speriat. Ok, casa noastră e undeva în direcția asta, deci... Să încercăm să ne îndreptăm spre ea. Și am observat că vânează doar pe timp de noapte. Nu știu încă de ce se întâmplă chestia asta. Adică pe timp de zi nu vine deloc. Că ar fi fost mult mai ușor să vedem cum arată pe timp de zi, știi? Dar, da, n-avem ce face, din păcate. Dar ciudat că... Ia, mai trag o dată. De ce se aude când trag sunetul ăla? E super ciudat. E că nu-i ca și cum ar fi lângă mine, pentru că dacă era, îl vedeam, nu? Bă, să aud chestii... Bă, să aud chestii de aici. Se aud chestii din mlaștină. Uite-l! Cred că el e. El e, frate, uite-l ea. Nu știu dacă mă vede. Uite-l. Ce fuge nebunul. Te-am văzut, șmechere, te-am văzut. Unde o fi acum? Unde o fi acum, că dacă... Vezi că e în spatele meu. Bă, și dacă ați ajuns până aici la episod, nu uitați să apăsați și voi butonul ăla de like chiar în acest moment. Aș aprecia mult, mult de tot și m-ar ajuta foarte mult să-mi dea mult curaj să mai continui seria asta, pentru că e destul de înfricoșătoare și pentru mine. Și un like din partea voastră m-ar încuraja mult de tot. Bă, nu știu unde s-a dus. Acolo e casa noastră, casa văd că nu a dispărut, deci casa încă este în zonă. Uite-l! Oh my god. I-am dat încăpățână! Unde e? Atelier. N-apuși să-l vezi momentan. Fuge. Îi vezi doar ochii. Dar problema cu el e... Aulă. Problema cu el e că apare random. Adică mi s-a întâmplat de foarte multe ori să apară random pe lângă mine. Uite că fuge pe lângă casă. Să apară random pe lângă mine. Gen, are puterea de a se teleporta. Ceea ce nu e o chestie pe care ai vrea să o vezi. Un dita mai monstru care se teleportează pe lângă tine. Bă, dar n-am mâncat nici măcar o chestie. Nici măcar un treap de ăsta n-am mâncat. Hai să mai încercăm. Mai punem un treap aici. A trecut pe aici și n-am mâncat nimic. Nu știu care-i... Oh. I-aș da, dar nu știu ce face. Uite-l. Ouleu, azi că vine. Ha, mă, du-te-n treapurile alea. Nu pot să intri în casă, nu? Sper că nu poți. Ah! Hai de cap. Unde e? Nu, ziceți voi unde e. V-am spus că se teleportează, v-am spus. Frățică, ce a pățit? I-am dat... A, uite mă, că e track age critically wounded. Bă, deci I-am dat damage. Ia stai să mai pun eu un trap fix aici.
Încercăm să-l punem aici și dăm cu mid. Cărniță. S-au grămadă de trapuri în zonă, dar culmea nu calcă pe niciunul dintre ele. Hai să încercăm să mergem în zona peste râul ăla. Să vedem dacă reușim să găsim ceva în zona respectivă. Văd că a început să pună semne. Încă un semn e acolo. Și nu înțeleg care e faza cu aceste semne. De ce mi le pune aici? Vrea să mă atragă într-o capcană? Uite, încă unul dintre aceste semne aici. Foarte ciudat ce se întâmplă. Ok, poate dacă mergem. S-ar putea că dacă stăm pe loc. Au ceva, am auzit pași. Alo? Am auzit pași, pe bune, de nu. Mă gândeam că dacă stau pe loc, poate vine să te mănânce. Dar, dacă te miști, poate nu vine, zic și eu, nu știu. Puțin sper. Deci am așa de mari emoții. E doar un joc, știu. Dar prin simplu fapt că nu vezi mare lucru decât la un metru în fața ta, nu știu, îți oferă așa o senzație nasoală, nu știu cum să o explic. Nu știu dacă o trăiți și voi în momentul în care vizionați acest videoclip, dar efectiv te sperie atmosfera. Ești singur aici, nu este absolut nimeni prin zonă. Aș mai pune o cameră de supraveghere. Hai să o punem lângă podul ăsta de aici. Sac. Să ne uităm pe ele. Ok, ăsta e în cave și nu e în cave. Ok. E nasol la jocul ăsta cu camerele când așa de nașpet puricate, așa nu știu cum să zic. Vedeți cu mulți purici de ăștia, cu static, încât nu prea vezi mare lucru pe ele. E că le ai, dar nu prea sunt așa de folositoare. Ai întuneric beznă aici, ești nebun? Ba, aud niște pași! Și sigur nu sunt ai mei. Ce e asta? Încă un semn. Încă un semn. Care-i faza? De ce mă însemnează zonele astea? Are... Nu știu, dacă are vreo semnificație într-un fel. Și dacă trag iarăși... O, aici nu mai scoate sunetul ăla. Ați văzut? Deci în unele zone îți scoate sunetul, iar în altele deloc. Poate e în apropiere în momentul care face, când tragi și scoate sunetul ăla. Mai am multe de învățat despre jocul ăsta cu siguranță. Dacă aveți și voi sfaturi să-mi dați, puteți să-mi scrieți în comentarii. V-am spus de multe ori că jocurile de genul ăsta mi-aduc aminte de poveștile astea din folclor, cum ar fi de exemplu. Și mai ales că jocul se numește Folklore Hunter. Dar mi-aduc aminte de chestia asta cu pădurea Hoia Baciu și cu pădurile astea care se zic că ar fi bântuite. Știu că sunt unii oameni care merg în pădurile astea, mi-a spus și voi că există oameni care se duc în aceste păduri și sunt oameni care nu s-au mai întors din aceste păduri. Acum nu știu dacă o fi adevărată chestia asta sau dacă e doar, după cum ziceam, o chestie din folclor, bă, s-a auzit ceva. Dar... Ok, începe să se mai lumineze parcă puțin, nu? Ok, cred că e dimineață. Ia să-i mai trag o dată? Ok, posibil, pe partea asta de dimineață, să nu mai auzim de el. Posibil. Nu sunt sigur încă. Hai să mergem acasă. A venit nebunul și ne-a atacat acasă, ați văzut și voi, adică... N-a fost de aici, de acolo. Iar în jocul ăsta ai posibilitatea să și dormi, în cazul în care vrei, și dormi până la ora următoare 5, parcă, pentru că de la ora 7 în sus începe să vină. Oh! Ce? Uite-l! Mă, frate, credeam că nu vine la ora asta! Băiatul meu, unde te duci? Da, vii, faci urât, mării și fugi, da? Așa facem? Așa facem, domnul urât? Doamne ferește, mă întorcem și eu acasă, zic, hai că mă pun la somn. Ce să te pui la somn, mă, că vine GGL ăsta. Mai trag o dată. Ei, nu pare să fie în zonă, sau cel puțin nu mai mârie când trag. Unde s-o fi dus, numai el știe. Ok, oh. Bă, frate, ăsta ți apare în față, frate. Deci uitați-vă. Îl vedeți? Îi dau.
Alo, băiatul meu, până când? Până când crezi? Se teleportează, mă, frate. Asta e toată faza cu el, că se teleportează și... Îți apare în față dintr-o dată și nu știi. Sau îți vine în spate dintr-o dată și nu știi. Și e și dimineața, adică... Mă așteptam că la ora asta să nu mai vină deloc. Dar... Da, probabil că mai avem de jucat. Ca să mai aflăm diferite chestii. Aș vrea să vă arăt și parcul de distracții, dacă să reușesc să-l găsesc la un moment dat. Pentru că v-am zis, este 100% este random. Apare la întâmplare. Bă! Oh, am călcat într-un trap. Oh, ce m-am speriat. Doamne ferească, mă. Deci m-am speriat de trap-ul ăsta. Bun, hai să ne culcăm și noi. Rest until dusk. Da, este... Este orice sunet ieșit din comun. Mă sperie așa oarecum. Au făcut un update, au blocat zona de sus de tot. Nu știu de ce nu te poți duce sus în casa asta. Dar hai să plecăm mai departe. Acum cât mai este zi, aș vrea să mă îndepărtez puțin. Problema e că am călcat într-un trap și am impresia că poți să suferi doar două lovituri. Deci fie că îți dă monstru o lovitură, fie că te nimerești într-un trap. Asta înseamnă că a doua lovitură deja o să mă omoare permanent. Sper să nu se întâmple. Și tocmai de asta n-am pus trapurile pe drum. Pentru că imaginați-vă, mergi pe drum și într-o dată nimerești într-un trap, așa random. Că n-ai de unde să știi, aia e problema, n-ai de unde să știi, nu sunt semnalate. În Bigfoot erau semnalate măcar, le vedeai prin pereți. Aici nu le vezi. Aici nu le vezi deloc. Și asta e destul de grav. Domnul Bestiuță... Bă, da, dați-i un nume, mă, în comentarii. El e Windigo, așa îl cheamă pe el. Și că am mai jucat cu Windigo în... Cum se chema, mă, ăla? Era o cabană cu niște elevi, niște studenți, ceva de genul ăsta. Și acolo era Windigo. Nu mai știu cum se cheamă. Dar, da, țin minte parcă ceva, dar nu mi se pare că semăna neapărat. Acolo erau mai mult niște creaturi. Asta pare... Cât de cât uman oarecum. Bine, nu e nici ăsta, dar... Pare cel puțin. Ok, ceva prin zonă pe aici. Ia dacă trag o dată. Ok, nu pare să fie pe lângă noi. Știu că am irosit gloanțele, dar nu vă faceți griji că gloanțe poți să găsești pe drum. Adică mergi pe drum și găsești gloanțe random. Problema mea e, ce-i cu semnele astea? Încă unul aici. E clar că spuse de el, dar nu înțeleg de ce și ce folosință au. Ați auzit? Eu am auzit acum un sunet. Deci cred că de la ora 7 fix, dați înapoi pe videoclip și vedeți la cât a fost sunetul. Eu cred că pe la vreo 7 fix, atunci începe el să vină. Și stă până pe la vreo 5 dimineața. Asta cred eu momentan după experiența pe care am trăit-o în joc până acum. Dar nu pot nici eu să știu 100% dacă chiar așa este. Hai de capul și de zile mele. Uite, v-am zis că găsim chestii random. One camera. Ok, mai avem încă o cameră. Am chiar două. Să pun una aici. Deși v-am zis, camerele sunt destul de slabe. Adică uitați-vă și voi. Mă uit pe o cameră. Uite, ăla sunt eu de acolo. Dar poți să recunoști ce e? Nu prea poți să recunoști. Adică nu e foarte... Poți să vezi mișcare. Zici, da, e mișcare în zona respectivă. Dar în rest... Prea te ajută chiar așa de mult. Pe cât ai vrea. Sau pe cât ai crede. Și arată și creepy care are lumina aia roșie. Mă, de fiecare dată când se face noapte aud pașii aia ciudați. Nu știu dacă sunt pașii mei sau pașii bestiei. Dar da, oameni buni, cred că o să închidem episodul ăsta aici. O să vedem pentru data viitoare dacă reușim să găsim parcul de distracții. Și să vedeți ce e și acolo, pentru că pe bune e chiar tare. Și poate reușim să-l și prindem în episodul următor. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!